Într-o seară am un pat cu telefonul, mă uitam pe Facebook să mai văd impactul la postări și mi-a apărut România au talent. Băi, mă, să mă scriu. Fără să știe nevastă mea lângă mine. M-am scris acolo, hop, a doua zi dimineață cu telefonul, o sună cineva. Eu am zis că, bă, faceți mișto de mine, e fake astea. Bă, nu, uite, așa, așa. Zic, bine, mă, ha, mă, să încercăm, să vedem. Îmi place foarte mult ceea ce fac acum, am descoperit. Să îmbin lucrurile între ele. Practic, totul a început de la un grătar. Eu am avut o casă la țară și n-aveam grătar acolo. Și a zis, bă, hai să fac ceva. Și aveam un butoi de 220 de kg, gol, și o liză de aia veche. Și zic, ia stai, mă, să le pun. Le-am îmbinat și am făcut un barbecue. Și de acolo mi-a plăcut chestia asta, să sudez. M-am documentat pe net cum să ții un aparat de sudură, cum se sudează. Și am început să sudez. A doua lucrare a fost, am prins două hard disk-uri de-astea stricate. Le-am făcut bucăți și am făcut o motocicletă. Apoi a fost un Mac 10, dacă nu mă șer. Eu sunt și jucător de cantă, stai global ofensiv, dacă sunteți jucători, pac, pac, pac. Și am făcut un Mac 10. Practic mi-a ieșit din prima, știi? Între timp vreau să spun că l-am și vândut, că mi-a trecut foamea prin stomac și zic, hai, frate. Aia a fost prima mea lucrare vândută și ultima, până la urmă. Mamă, ce chitare faci asta? Să întreb dacă faci și pe microfoane. I-aș da un microfon de-al meu să-mi iei. De-o dată spectaculos. Da. Ca să fac de materie, mă duc în târg de vechituri, ceasuri, lămpi și mai am un service auto care mă aprovizionează cu piese auto. Intru acolo curat și cum mă vezi dacă ies negru. Acum știți, m-am spălat cu pelea de sârme, că astea le zic, frate, că era plină de... Păi și vopsea pe aici pe toate. Nu-mi prea mi-a ieșit mie bine, dar în fine. 3, 2, 1, succes! Forță! Nu mă consider talentat. Talentat sunt aia care fac într-adevăr arată, sculpturi, nebuni și alte alea. Bună seara! Bună seara! Nu! Glugă de cocinci, pot să zic. Trunchiul ăsta de aici din ce? Din arcuri, de canapea, de fotoliu, da. Nu, asta este un lanț de distribuție de la un Passat. Incredibil! Incredibil! Da, vorbesc serios. Și asta e coroana? Coroana de la volantă. Da, mă. Transmisia. Și restul este fier beton de 6 mm. Stai să mă înțeleg eu pe mine. Deci pui piese așa cum le găsești și le mai învârți puțin. Da. Nu faci și ceva nou de tot, adică... A, nu. Totul vechituri. Mai puțin ce, sincer să vă spun, am cumpărat... Nu punem mâna pe ea acolo! E îmbrăcată, maestre. Da. La ce lanț de distribuție? De la ce? Care? Aici? Femeia aia, da. Nu, aici sunt 2200 de piulițe, de 8. Incredibil. B-ați văzut din ce sunteți făcute? Din piulițe. Sunt sudate pe interior. 50 ceva de ore la asta. Peseta, la cap, am lucrat cu peseta. Țineam și sudam și aveam, m-am inflat ochii. Deci mă cunoștea la ochii acolo, la urgență, ca pe calbut. Iarăși ai venit, mai scoteți-mă, un șpan, mai scoteți. Am și cu ochiul ăsta acum de vreo un an și jumătate. Nu mai văd bine acum. Ăsta văd în ceață. Aia mică ce e, o mașinuță? Ăsta micu? Primul obiect, da. Jimmy? Nu, asta e o motocicletă. O motocicletă, rumenți. Doi rumenți, bilet de planetare, două bujii. A, ce tare. Dar stai puțin, în spate de aramă ce e, un căzănel de țuică? Aici este un joben. Bă, mă, lași, bă, ce... E un joben normal cumpărat pe net, da? Și din care a zis, bă, ce spectaculos e, mă. E piele îmbrăcat cu ceasuri, toate piesele sunt cumpărate din târg. E greu acum. Te cunoștea Paris cu 40 de ani. Dar a luat piuitul, cum se spune. Deci, mare artist și mare bucurie că a venit să ne arate toate lucrurile astea. Chiar poți să faci ceva pe loc? Da, o să încerc să vedem dacă... Ia să dacă vedem. Dacă nu miese, asta e, Dumnezeu. Hai, mă, oricum e bine, Gabriele, oricum ești senzație. Are emoții.
se transformă. Ai pelerină. Fii atent, ai pelerină. Da. A, pelerină, mă! Wow! Foarte bine! Bravo! Inițial, surpriza e alta. Câinele, mă! No! I-a pus și zgarda, mă, băieți! Oh, ce tare! Tot cu bușnii, mă. Și ăsta a făcut din bușnii. Și cu limba scoasă și vorbește am la... Am avut puține emoții la montaj. Sper să nu cadă la... nimic, deci. Are un telefon mobil în mâna stângă sau ce e? E un... Își face să... E, crede, mai bine îi puneai un hamburger. Dacă văd aia de la Hollywood, treaba asta, te-am pierdut. Deci ce Transformers, ce cutare, ce efecte pe computere. Băi, nenicule, deci câtă imagine... Deci mă uit la șuruburile alea și mi se face rău. Deci tu să vezi atâtea obiecte în toate aruncăturile lor? Practic din motor. Incredibil, incredibil. Deci Simon Cowell semnează cu cântăreții. Eu semnez cu tine imediat. Cred că dacă te pun pe piața internațională, devii milionar. Jur. Mulțumesc mult. Deci ar trebui să deschizi, nu știu, măcar un muzeu, ceva, o chestie, să poată... Am făcut o mică expoziție, dar... Ești o comoară. Dar cu pandemia asta... Băi, deci ești extraordinar. Extraordinar. Păi nu vine să cred ce văd. Pentru Doamne, sper ca jurații să nu se supere, domnule. Nu ne-am supărat, nu ne-am supărat. Ai grijă, ai grijă. Stai că vine, să te ajut. Ce sunt două inimi, nu? Da, mi-a zis soția. Ce frumos, ce drăguț. Deci, din pinion și fier beton de șase. Chiar vreau, vreau să spun că mi-aș dori din pinioane, mă, fii atent, ce frumos. Să am un obiect de la... Mulțumesc, ce frumos, mulțumesc mult. Uitam și pe aia m-a jurat soția, zice, băi, Găbiță, ai dat-o în bară, iarăși. Ia vezi, poate te sună soția cu și spune, bă, pentru că linesc cu jobenul ăla sau domnișoara aia, că toți sunt singuri acasă. Dacă o bag și poți să-i pui un ștecăr, să o bag ușor la 12 volt, să fie caldă, iar da, domnișoara de acolo. Lumină, ceva. Nu, mă, să fie călduță când o pun în... Când, nu e caldă, stai niște. E la temperatura camerei. Vai de mine, băie, Andy Verdict. Absolut, super. Este senzația acestui sezon, cel puțin în economia preselecției noastre de până acum, este senzația. Doamne ajută! Apariția de senzație în acest sezon, Gabriel. Sper măcar premiul de originalitate să-l câștigi. Da. Ce mai e dat? Un mare da de la mine. Doamne ajută! Alexandra? Mă bucur mult, mult că te-am cunoscut și îți doresc mult succes în continuare. Și sunt sigură, cunosc chiar oameni care ar aprecia enorm piesele tale, dacă te gândești să... La noi în țară nu prea apreciază. Deci? Sunt peste tot. Deci ai un mare, mare da. Mulțumesc mult. Din partea. Ne vedem mai departe cu 4 de da. Obligatoriu. Doamne ajută! Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.